Intrăm acum în ograda celui mai longeviv om din sat. Moșuliță, este de fapt Ioilu Pașcu, are 97 de ani, a trecut prin război și este un om gospodar, singur are grijă de grădina sa, singur taie lemne și face conserve. În aceste momente, dumnealui termină de săpat grădina. Doamne ajută! Da, doamne! Mi-aș de lucru! Avem, e că furca, hai la săpat! Da, eu furca, da? Hai! O da? Leacă, măcar să te ajut! Eu știu că eu tot am trăit în sat, am prășit, am săpat, am făcut de toate. Aveți puteri să săpați grădina la 97 de ani? Dumnezeu îmi dă putere. În Dumnezeu ați crezut și atunci când ați fost la război? Da, cruce purtam. Ați purtat cruce tot timpul, da? Tot timpul. Și v-ați întors acasă? M-am întors acasă. Și tăieți lemne singur? Da. Și faceți conserve singur? Da. Eu nu pot să cred asta. Ia, haideți să lăsăm lucru. Și să ne așezăm pe prag și da, să sfătuim o leacă. Hai. Da? Pentru că eu așa bărbat drept, care să audă, care să vadă la 97 de ani, pentru prima dată văd. Sunteți flăcău. Da, poamă. Vreau să mă însurăm. Vreți să vă însurați? Da, cum? Vă găsim soție. Da, vineri vă pot suna așa că ne aduce o bădană. Da, vă când... Așa, a treia soție, da? Dacă este să se întâmple. Ați fost însurat de două ori. Da. Și v-au lăsat văduv soțiile dumneavoastră. Da. Dar nu-i problemă. Haideți, așezați-vă aici. Este... Casa asta e mai tânără decât dumneavoastră cu 2 ani. Cu 2 ani. Și este casa pe care o îngrijit singur. Da. Faceți curățenie singur în casă. Da, mai vine și în oră. Da, mâncare? Mâncare fac. Faceți? Numai să am de ce. Ei, aveți, că am înțeles că sunteți foarte gospodar. Nu oricum, nu mă spune lumea. Eu zic că am intrat dintr-o parte și vă zic că sunteți gospodar. Eu nu trebuie să mă laud eu. Nici nu trebuie. Dar ia spuneți. Este o vorbă. Lauda de sine nu miroase din ea. Așa e. Mai bine lasă altul decât. Păi, moș Uliță, dar ia spuneți-mi, care-i secretul dumneavoastră să ajungi la 97 de ani, să treci printr-un război greu și să fiți așa de sănătos? Secretul fiecare, după cum se poate, se îngrijește trupul lui. Și? L-am băut, l-am fost pe druburi, așa, să-mi răbat, de fumat nu fumez. Bravo! Adică tăiața e cel mai bun. Mhm. Și mâncarea la timp? Mâncarea la timp, n-am gust de mâncare. Dacă se poleacă, mănânc. Înseamnă că de atâta lucrați în ogradă, da, să vă faceți gust. Da, cum? Am înțeles că la sărbători, acum câțiva ani în urmă, matai singur făceai și pască, și rășturi. Da, cum? Și găluși. Căluști singur le învârteați? Da, cum? Moșuliță, aveți un nume foarte frumos. Cum e numele dumneavoastră din buletin? Ai auzit de prorocul Ioel? În Biblie. Păi în cinstea lui? Eu sunt numele lui prorocul Ioel. Așa. Teman vineri când a fost aici, teman prorocul Ioel a fost. A fost sărbătoare? Da, sărbătoare. Aveți un nume sfânt care v-a protejat și v-a adus acasă din război. Ați văzut multe în război. Da, pe câte am văzut, dar le-am și uitat. Le-ați și uitat. Câți copii aveți? Doi băieți și două fete, dar un băiat a murit în 92. Și câți nepoți aveți? Nepoți 9. Da, strănepoți? Îmi pare că 11. 11, dar vin și vă vizitează nepoții, bine, și strănepoții. O fost, vineri o fost. Așa. Dar nu vin tot, pentru că duș. În lume. Unul în Anglia, în Germania, vă doi. Eu cred că acum ei se uită sigur la emisiunea noastră și haideți așa să le dăm noroc, da? Ei mă văd. Ei vă văd. Da. Și eu sper să ne chemați la sărbătoarea dumneavoastră, la ziua de naștere, la 100 de ani. La 30 mai.
13 mai. Ținem minte.